Bună seara, domnilor și domnilor, la capital special. În această seară i-am alături de mine pe cei de la Petila, din echipa PSD Petila, în frunte cu primarul în exercițiu, Vasile Jurca. Alături de dumnealui este domnul Marius Helgiu. Este propunerea PSD Petila pentru funcția de viceprimar. Și, nu în ultimul rând, domnul Radu Chința, consilier local pe lista PSD Petila. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Iată-ne ajuns și mie dreaptă cu alegerile locale. Mai este o săptămână sau săptămână și un pic de campanie. Săptămâna viitoare urmează și alegerile locale. Până la urmă se vor ține în 2 zile. Cum se vor ține alegerile? Într-o singură zi, în 27 septembrie. Deci până Până la momentul ăsta nu avem nicio hotărâre sau că nicio... este o variantă și cu 2 zile, nu se știe Nu exact mai că este timpul necesar nu mai pentru este ca timpul alegerile necesar. locale să se desfășoare în 2 zile. Sunt discuții pentru alegerile parlamentare și anume în special pentru votul din diasporă. Da, am primit la dumneavoastră o broșură foarte interesantă cu proiectele realizate în acest mandat de către echipa PSD și proiecte finanțate de guvernul PSD prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, proiectele finalizate care vizează infrastructura rutieră din orașul Petila sunt asfaltarea străzii Dacilor, Cărbunelui și Castanilor, modernizarea străzii Prundului, strada Florilor și alea de la blocul 1 din strada Republicii, asfaltare strada Parângului, asfaltare strada Lunca, reparații și modernizare străzi și trotuare, parcări în cartierele 8 martie, 20 decembrie, Tudor Vladimirescu, Minei și Alexandru Sahia. E greu să le citești, dar aminte să le și faci, domnule primar. Da, așa este. Așa cum am spus de fiecare dată, eu cred că în acest mandat am făcut foarte multe proiecte, am implementat multe proiecte în orașul Petila în doar 4 ani, deși opoziția și contracandidații mei am văzut că mă atacă și încearcă să spună că nu am realizat nimic în acest mandat. Aceste lucruri sunt vizibile, se pot vedea. Oamenii din zonele pe care dumneavoastră le-ați prezentat mai devreme știu acest lucru și cu siguranță cred că îmi vor acorda sprijinul în continuare mie și echipei mele. Toate aceste proiecte, vreau să fac precizarea că au fost posibile datorită faptului că la București am avut un guvern PSD, un guvern care a venit în 2016 cu un program de guvernare foarte bun pentru români, atât pentru partea de infrastructură, pentru partea de administrație publică, pot să spun, pentru că prin PNDL s-au finanțat nu numai drumuri, s-au finanțat construcții. Noi avem inclusiv la Petrila, știți bine, două grădinițe construite tot prin PNDL. Au fost acolo unde oamenii au avut nevoie, au fost finanțate tot prin PNDL. În afară de drumuri, rețele de apă și canalizare, un lucru foarte important pentru primăriile care aveau nevoie de aceste investiții. Deci, repet, programul de guvernare cu care PSD a venit în 2016 a fost unul dintre cele mai bune programe și lucrul ăsta îl recunosc chiar primarii liberali care au fost harnici, pot să spun că au obținut proiecte finanțate prin acest program, pentru că ele au fost exact așa cum sunt și proiectele pe fonduri europene puse la dispoziție de guvern printr-un concurs de proiecte. Adică toți cei care au avut proiecte și le-au depus au primit bani indiferent de culoarea politică. Doar primarii mai slabi care nu au depus proiecte și au fost și de la PSD și cu siguranță și de la PNL, aceia n-au avut realizări. Deci, repet, guvernul PSD
cât a fost la guvernare din perioada 2016 și până în 2018 sau 2019, când a fost dat jos de Iohannis și clica penelistă, cred că s-a ținut de cuvânt și a parcurs toate etapele și toate promisiunile și le-a onorat cu care au venit în 2016 în fața cetățenilor. Și aici nu mă refer numai la partea de infrastructură și de investiții în sistemul public, și la partea de salarii, de pensii, de creșterea salariului minim pe economie și așa mai departe. Eu cred că PSD, de câte ori a fost la guvernare, a dus un plus valoare atât pentru cetățeni, cât și pentru partea de administrații publice. Acum se vehiculează în această perioadă că ar fi trecut la PNL o serie de primari PSD, iar ar fi fost mămiți cu pomenii electorale, circa 5-600 de primari PSD. Dumneavoastră ați fost abordat de către PNL să treceți la Da, am la fost liberali? Abordat, dar nu acum, înainte cu vreo 5-6 luni de zile, m-au chemat să candidez de la PNL. Acum nici nu am nimic de ascuns, pentru că cu Adi David mă cunosc de foarte mult timp și la un moment dat el mi-a zis: vino și candidează de la noi. Și am zis că eu nu voi candida niciodată de la un alt partid decât de la PSD, cât voi face politică. Sau în cel mai rău caz, dacă la un moment dat PSD nu ar mai dori să fac parte sau nu m-ar mai agrea pe vreo listă ca și candidat, voi candida independent. Deci pot să vă spun că eu nu am de gând și nu îmi voi schimba niciodată opțiunea politică. M-am înscris în PSD din 1999 și aici mă regăsesc și acum, și aici o să mă găsiți și peste 5, peste 10 ani și cât voi trăi eu. Bine, acum nu aduce anul, ci aduce ceasul. Da, știți cum e. E adevărat, dar eu am niște principii în viață după care tot timpul m-am ghidat și chestia asta cu trasismul politic pentru mine, să știți că cine știe, poate vrea să construiască PNL autostradă, să devize autostrada prin Petrila. Da. Și atunci trebuie să treceți la PNL, nu? Că e miza nu mult prea mare. Nu nici atunci la PNL și cred că... Nici dacă fac aeroport. Partidul Social Democrat este partidul, așa cum am mai spus, care de fiecare dată când a guvernat, a guvernat bine și a guvernat în interesul oamenilor. De fiecare dată când am avut guverne de dreapta, indiferent că s-au numit PDL, PNCCD, alianțe politice de dreapta, oamenii au avut de pierdut, oamenii au suferit. Și de fiecare dată când a fost guvernare PSD, oamenii au avut de câștigat. Și vă puteți uita în urmă, începând din, nu știu, din 96, când 96-2000, când am avut Convenția Democrată, și să vedeți, să puteți să faceți o analiză cum au guvernat ei și cât au suferit oamenii în acea perioadă. Eu mi-aduc aminte că inflația explodase în acea perioadă, era peste 200% pe an și salariile la un moment dat deveneau, chiar dacă erau mărite, erau atât de mici încât oamenii nu-și mai permiteau să își cumpere aproape nimic, abia reușeau să trăiască din ceea ce câștigau. Da, o să trec direct acum la domnul Radu Chința. Este propunerea dumneavoastră pentru funcția de consilier. Domnule Chința, astăzi pentru prima oară în emisiunea noastră la Capital TV. De ce ați ales echipa domnului Jurca? Într-adevăr, sunt pentru prima dată și vă mulțumesc pentru invitație. Păi, într-un fel, tocmai pentru aceste motive pe care vi le prezenta domnul primar mai înainte. Acum eu sunt profesor, așa cum ați remarcat dumneavoastră în momentul în care ne-am întâlnit astăzi. Să zic,
în ultimii ani noi am simțit, adică eu ca și profesor am simțit o oarecare îmbunătățirea situației noastre, a felului în care suntem tratați de către partea politică, social-democrată, să zic. Adică s-a ajuns într-un fel la o oarecare normalitate, suntem luați în considerare și probabil că s-au făcut niște pași. Nu este totul în momentul ăsta nici în sistemul de învățământ foarte bine pus la punct, dar s-au făcut niște pași în ceea ce privește statutul profesorului. Acum, eu, ca să vă spun sincer, am așa o prietenie cu membrii PSD din orașul Petrila, în special cu domnul primar, și vă relatez câteva detalii ca să mă înțelegeți de ce am făcut pasul ăsta. În ultimul timp, eu am avut cu primăria Petrila, profesor fiind la Clubul Copiilor, am avut o colaborare foarte bună. De fiecare dată când am intrat în biroul primarului cu câte o propunere, am fost, cum să zic, luat în seamă și propunerile mele de cele mai multe ori au ajuns să fie finalizate și vorbesc despre amenajări de parcuri sau despre orice fel de lucruri care sunt cumva în interesul copiilor și spre bucuria copiilor. Pentru că eu, lucrând în învățământ cu copii, în special mă implic în activitățile care le sunt lor benefice și dacă există un detaliu care le-ar aduce o mică îmbunătățire a vieților sociale, de exemplu un parc sau de exemplu o amenajare de Crăciun făcută un pic mai artistic sau un pic mai cu forțe proprii, dar știm că am făcut-o noi și am implicat și pe copii, vreau să vă spun că aici am găsit un teren fertil și în momentul acela chiar s-a legat o prietenie sinceră. Nu este vorba numai de, cum să zic, relație profesională, ci și relație umană. Găsesc în domnul primar un om sincer, un om care, vede și astăzi, v-a dat deja o declarație de breaking news, că a fost abordat de PNL și... Adică nu se ascunde de niște lucruri ca să, eu știu ce, pentru ce interese ascunse sau... E vorba de o sinceritate. Eu am apreciat întotdeauna asta la un om și cred că echipa care există acum la nivelul orașului Petrila, echipa PSD Petrila, este o echipă care poate să ducă mai departe această muncă și să înfăptuiască aceste proiecte de care dumneavoastră ați amintit mai înainte citind acel pliant. Sunt lucruri, încă un lucru de care pot să zic că sunt atras, nu vine nimeni cu proiecte fantastice, nu vine nimeni cu aeroporturi, cu piste de elicoptere, cu... În general, tot ce s-a discutat, să se realizeze proiecte care pot fi finanțate, care pot fi făcute și care unele dintre ele chiar au, am înțeles, au fost, sunt într-un stadiu de implementare, sunt deja câștigate și cu care se poate merge înainte. Eu zic că este un plus pentru oraș. Eu m-am alăturat acestei echipe cu toată inima și cred că, luându-mă în considerare și luându-mi ideile în considerare, domnul primar, cred că este benefică această alăturare și împreună putem pune în practică lucruri frumoase pentru oraș, pentru copii. Da, domnule Elgiu, a început școala, dumneavoastră sunteți de asemenea profesor de matematică la Universitatea din Petroșani. A început școala, cum se desfășoară cursurile în momentul de față? În momentul de față suntem în scenariu galben, adică clasele din preșcolar și 1-4 merg la școală, clasele 8-a, clasele 12-a. Ceilalți, prin rotație, o săptămână merg prima jumătate din clasă, a doua săptămână cealaltă jumătate și lucrurile se desfășoară deocamdată în normalitatea acestor zile, să spun așa. Adică cu mască, cu distanțare socială, cu trasee pe unde intră copiii, pe unde iasă. Deci sunt respectate regulile igienico-sanitare și să sperăm că... Deși viitor... din știrile care apar pe fluxurile de știri, se pare că se închid școlile una după alta în multe zone din cauza faptului că profesorii sunt
infectați cu coronavirus. Din fericire, la noi nu s-a întâmplat așa ceva și sper nici să nu se întâmple. Eu sper ca mai departe să funcționeze în sistemul ăsta pentru o perioadă scurtă de timp și apoi să trecem pe cod verde ca să meargă copiii în sălile de clasă. Cred că e cea mai bună metodă de a învăța. Din proiectele finanțate de guvernul PSD prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, în orașul Petrila au mai fost finalizate o serie de obiective care vizează infrastructura școlară, construite de grădiniță cu program normal 5 grupe Lonea Ana Colda și construirea grădiniței cu program normal 6 grupe Petrila IDSLU. Da, așa este. În acest mandat am promis, de fapt, din 2016 că voi aduce aceste proiecte, că voi face aceste investiții în partea de infrastructură școlară. Erau imperios necesare, zic eu, pentru că în partea de sus a orașului, mai exact la Lonea, în cadrul școlii Ana Colda, funcționau trei grădinițe dispersate, una la cap de linie Lonea, care nu avea autorizație de funcționare, și cele două în două case de colonie, respectiv în colonia Brădeanu și pe strada de lângă casa pensionarilor. Discutând cu profesorii, cu educatorii, am găsit soluția de a construi o grădiniță nouă în curtea școlii Ana Colda, școala numărul 2, grădiniță pe care toată lumea o poate vedea astăzi. Demersurile le-am început în anul 2017, deci exclus vis-a-vis de ce încearcă domnul Păducel să păcălească pe Petrilen că au fost proiectele dumnealui. În 2017 am intrat în Consiliul Local, am propus amplasamentul, am propus aprobarea pentru studiul de fezabilitate, am făcut studiul de fezabilitate, l-am depus la Guvernul României, mai exact la Ministerul Dezvoltării, pentru a obține finanțare. Am obținut, cred că, la sfârșitul sau la jumătatea anului 2017 finanțare. S-au parcurs toate etapele și aceste grădinițe prin PNDL au fost construite de către mine, de către echipa mea, cu sprijinul consilierilor locali de la PSD, bineînțeles, cu sprijinul colegilor din primărie, care sunt pe fonduri și pe investiții. Și la momentul ăsta, eu zic că avem două grădinițe cu care ne putem mândri în orașul Petrila, grădinițe pe care fostul primar n-a reușit să le construiască în 20 de ani și am observat așa cu tristețe că el încearcă să și le asume, să se laude că sunt proiectele lui. Ok. Și dacă ar fi fost proiectele lui, și dacă ar fi fost așa cum spune el, eu îl întreb, în 20 de ani chiar n-a avut timp să le facă? Dacă eu am reușit să le construiesc în 2 ani jumate, în 3 ani, mai lui de ce n-a reușit să-l facă în 20 de ani? Înseamnă că este sau a fost un primar slab și incapabil. Da? Deci dacă ar fi fost un primar bun și capabil, la momentul ăsta erau și grădinițe. Când veneam eu primar, nu mai aveam ce să fac în orașul Petrila. Stăteam și mă plimbam printr-un oraș super frumos, super dezvoltat. Dar din păcate nu este așa. În orașul Petrila încă trebuie multe investiții și pe partea de infrastructură rutieră, sunt multe drumuri care încă trebuie asfaltate, sunt școli care trebuie reabilitate, în continuare este nevoie de investiții în școli pentru dotări și așa mai departe, este nevoie încă de gaz în orașul Petrila, sunt multe zone ale orașului unde nu avem gaz metan, sunt multe, multe încă de făcut pentru orașul Petrila. Da, lucrările de investiții finalizate din bugetul local. Până acum au fost proiectele finanțate de Guvernul României, Guvernul PSD, prin programul PNDL. Lucrările finanțate direct din bugetul local, amenajarea și modernizarea, asfaltare a străzii Cimpa Galerie. Amenajarea și modernizarea, asfaltare a străzii Moșici.
Da. Da, și este aceste străzi despre care vorbiți dumneavoastră, sunt în partea de sus a orașului, Galerie Cimpa și Strada Moșici. Arată bine străzile, da. Arată bine, sunt de calitate bună. La momentul la care au fost finanțări pe PNDL, n-am avut posibilitatea să avem proiectele disponibile și să dăm drumul și atunci, pentru că le-am promis și celor din Moșici și celor din Galerie Cimpa că voi asfalta acele străzi, am făcut acest lucru, am găsit bani în bugetul local și am făcut și aceste investiții și vreau să vă spun, cel puțin Strada Moșici, unde am întâlnit oameni în vârstă care au 70 și ceva de ani și mi-au spus, domnule, nu vine să cred că merg pe asfalt pe strada asta, pentru că de când mă știu aici a fost o stradă de pământ și tot timpul când ieșea pârâul, pentru că strada este cumva merge paralel cu pârâul Moșici, de fiecare dată când ieșea pârâul, strada se rupea și abia circulam pe ea. Mai mult decât atât, acolo am făcut și o investiție tot finanțată de guvern din fondul de rezervă, pentru că în anul 2016, după ce am preluat mandatul de primar, imediat, cred că alegerile au fost în 6 iunie și cred că prin 27 iunie 2016, am avut niște inundații la Petrila foarte, foarte grave, pot să spun, pentru că au fost foarte multe zone distruse și afectate, inclusiv această zonă, Moșici, a fost foarte rău afectată de inundații și la momentul ăla am luat decizia de a regulariza pârâul Moșici, de a construi ziduri de sprijin, de apărare împotriva inundațiilor. Am făcut un proiect, am solicitat la Guvernul României bani și am primit acești bani, cred că aproximativ 10 miliarde și am betonat pârâul Moșici aproape de la intrarea în zona caselor și până în zona unde traversează strada principală. Deci aceste investiții cred că au fost clar în interesul celor din Moșici, în sensul că, Doamne ferește, dacă vor mai fi inundații, și ei vor fi protejați prin aceste investiții. Și vreau să am început, mi-am adus acum aminte discutând de inundații, că acest mandat a fost unul destul de greu, în sensul că în acest mandat am fost pus așa la încercare. În primul rând, v-am spus că în 2016 am avut acele inundații și nu numai în zona Moșici, am avut aceste investiții, inclusiv în partea de sus a orașului, în Tirici, de exemplu, râul Popocioasa a distrus și a intrat aproape până sub casele oamenilor. Și acolo, tot pe banii guvernului din fondul de rezervă, am regularizat râul Popocioasa, pe care l-am betonat și tot acolo am asfaltat drumul, deci o parte din bani au venit pentru partea de infrastructură, că și acolo ne-a făcut praf drumul, apa. Am primit bani de la Guvernul României și am făcut fundația drumului și după aia am pus din bugetul local și am asfaltat zona de Tirici, mai jos în Cimpa, pârâul Coldești, care la fel, de fiecare dată când erau ape mari, făcea probleme. L-am betonat până undeva mai sus în Biroan și sper eu, dacă va fi bine și dacă voi mai câștiga un mandat în perioada următoare, să duc zidurile undeva mai sus, pentru că mai e nevoie de încă, cred că, cel puțin 300-400 de metri. Deci, cum vă spuneam, în acest mandat și în zona Jieț am avut inundații pe Voislova, unde la fel am făcut ziduri de sprijin și le-am asfaltat la oameni, pentru că dacă am făcut acele ziduri și am făcut partea de fundația drumului, am zis, domnule, nu e un efort atât de mare să mai punem și asfalt, și atunci le-am pus și asfalt în Moliviș și am reușit să facem două ramuri, la fel, tot pe inundații, în partea de jos a orașului, canalul Ludului, care avea un denisipator distrus, construit prin anii 50, cred că colmatat, am reușit să-l refacem, să facem zidurile de sprijin și le-am dus până aproape de evacuare în Emisar, adică în râul Jiu.
Revin la ideea de bază de la care am pornit discuția. V-am zis că am fost pus la încercare pentru că am avut inundații în 2016, la începutul mandatului, după aia iarna, cred că din 2017 spre 2018 a fost cea mai grea iarnă, din, cel puțin din ultimii 30 de ani, cred că, în Petrila. Eu nu mi-aduc aminte să fi fost atâta zăpadă, am avut aproape un metru stratul de zăpadă în oraș. Și acum, pe final de mandat, ne confruntăm cu acest virus, COVID, care este la nivel național, deja la nivel internațional s-a propagat și ne-a creat probleme pe care ni le-a creat. Deci am trecut pe finalul mandatului printr-o perioadă prin care cred că Petrila nu a mai trecut niciodată în condițiile astea. Ați văzut, au fost perioade în care am stat în casă în primăvară, cred că aproape o lună de zile, modul în care au început școlile, felul în care se desfășoară orele de curs și, bineînțeles, și toate activitățile, atât la primărie cât și în oraș. Deci eu zic că a fost un mandat greu, un mandat prin care am demonstrat că pot și am demonstrat că am putut trece și peste aceste probleme, și peste inundații, și peste zăpezi deosebite și chiar și peste problema aceasta cu COVID. Domnule Chința, dumneavoastră sunteți profesor la școala generală sau la liceu? Nu, eu sunt profesor la Clubul Copiilor. La Clubul Copiilor. Da, suntem în momentul de față grupați într-un Club al Copiilor organizat pe toată Valea Jiului. Noi suntem la Petrila, filiala Petrila, și ne facem și noi probleme, dar vedeți că mesajul care vrem noi să-l dăm, vreau eu să fie unul de speranță. Într-adevăr, cum spune domnul primar, problemele au fost foarte mari și mai ales acum, în ultima perioadă, cu acest virus, cu toții ne punem probleme din trecere mai diverse. Riscăm îmbolnăvirea noastră, riscăm îmbolnăvirea copiilor, copiii riscă să-și îmbolnăvească acasă părinții, bunicii. Problemele nu sunt simple, însă eu vreau să transmit un mesaj de, eu știu, de suflet așa, de speranță, că trebuie să ne respectăm, să avem încredere unii în alții, să respectăm tot ceea ce este până la urmă legiferat. Sunt anumite situații, trebuie păstrat o distanță, trebuie purtată mască, trebuie... Lucrurile astea le facem greu, copiii le suportă foarte greu, mai ales copiii mici, vă dați seama, la orele de curs, dar trebuie și părinții să înțeleagă și ei trebuie să înțeleagă că în felul acesta ne protejăm unii pe alții și ne acordăm respect unii altora. Ceea ce spunea domnul primar, într-adevăr, un mandat deosebit de greu. Eu mai fac așa, subliniez un aspect, dacă mi este permis. Am, din colaborările noastre, care le-am mai avut de-a lungul timpului, vreau să subliniez o calitate a domnului primar, și anume chibzuința. Domnul primar nu risipește, să zic eu, foarte mult banul public pe tot felul de detalii inutile, da? De exemplu, domnul primar... Revin la ideea principală, de exemplu, domnul primar a organizat decorarea, ani de zile, decorarea orașului de Crăciun prin forțe proprii, prin obiecte create cu oamenii primăriei, cu oamenii societății, cu obiecte frumoase, plăcute, care, să zic, dau un aer deosebit parcurilor și orașului, dar care sunt făcute de noi, care rămân acolo în comunitate, și asta este, cum să zic eu, o dovadă de chibzuință și de lucru care poți să-l faci foarte ușor și care dă rezultate foarte bune într-o comunitate, și eu apreciez lucrul ăsta și probabil că foarte mulți din jurul nostru apreciază că nu s-a irosit, să zic, banul public pe anumite detalii. Poate că mult mai important este, vedeți, acum toate școlile trebuie dotate cu tot felul de materiale, cu tot felul de, eu știu, de dezinfectanți, de... Nu este ușor pentru nimeni, dar suntem oameni
chipzuiți și... Cum s-a implicat primăria Petrila în activitatea Clubului Copiilor? Da, aici e o problemă. Primăria nu prea se poate implica în activitatea clubului. Noi suntem direct subordonați inspectoratului școlar. În schimb, noi am avut colaborări foarte bune. Să zic așa, vă dau un exemplu, chiar în anul centenarului, Primăria Petrila a realizat un proiect prin Ministerul Culturii, în care ne-a implicat și pe noi, și în care s-au cumpărat pensule, culori de foarte bună calitate, pânză, care le-am oferit copiilor și copiii au realizat lucruri deosebite. Să vă spun așa, am avut o expoziție cu 15 personalități ale Unirii, sau mă rog, scene din timpul Unirii, Palatul Unirii, fiecare și-a ales așa o tematică sau un personaj și lucrând cu materiale de calitate oferite prin acest proiect, zic eu, și gradul lor de implicare a fost mai mare și atenția față de atenția comunității în general față de clubul nostru a fost mai mare. Deci nu pot să zic că a fost o implicare directă, pentru că noi, fiind subordonați inspectoratului școlar, de acolo ne primim fondurile, dar din toate celelalte puncte de vedere, inclusiv dacă am avut nevoie, de exemplu, de gazonul din fața clubului sau de un gard sudat sau de orice, am apelat la domnul primar, poate nu în ziua respectivă, dar a doua zi toate lucrurile astea au fost rezolvate. Da, dar nu permiteți, aș vrea și eu să intervin un pic vis-a-vis de ce zicea domnul profesor Radu Chința în două chestiuni. Unu, am așa un gust amar pentru că Clubul Copiilor de la Petrila, din punctul meu de vedere, a mers și a funcționat foarte bine și prin Clubul Copiilor de la Petrila erau coordonate toate cluburile din Valea Jiului de către domnul profesor. Din păcate, liberalii, când au pus mâna pe putere și au ajuns la guvernare, primul lucru la care s-au gândit cum să desfințeze Clubul Copiilor de la Petrila, pentru că merge prea bine și lucrul ăsta nu e un avantaj pentru ei, că la Petrila este un primar PSD-ist. Și vreau să vă zic că au făcut acest demers, din păcate, cu 1 septembrie, chiar astăzi am primit la primărie înștiințarea oficială că a fost desfințat Clubul Copiilor. Ca să înțelegeți cât sunt de mărșavi, domnul profesor Chința mi-a spus că a fost desfințat clubul, am sunat la inspectorat, am întrebat, au zis că nu știe nimeni nimic, le-am făcut o adresă oficială să-mi spună în scris dacă clubul s-a desfințat. Și abia astăzi am primit o adresă prin care ni s-a comunicat că a fost desfințat Clubul Copiilor Petrila și s-a înființat Clubul Copiilor Valea Jiului cu sediul la Petroșani, numai la Petrila. Bineînțeles, în interesul liberalilor, unde au un primar liberal și probabil vor să și pună sau au pus deja un simpatizant sau un membru de-al lor. Eu vreau să le transmit că nu voi da bătut și am rugat juriștii din primărie astăzi, mâine, să îmi pregătească o plângere prealabilă. Voi contesta această decizie, îi voi da în judecată și eu cred că voi și câștiga. Și voi anula acest act mărșav din punctul meu de vedere, care nu aduce nimic bun decât chestii de influență politică în favoarea liberalilor. Ăsta este un aspect și un alt aspect. Vorbea domnul profesor de faptul că în perioada de sărbători sau dinaintea sărbătorilor noi am înfrumusețat orașul din surse proprii și cu bani cât mai puțin, pentru că ne-am permis să plătim la Petroșani sau alte localități miliarde de lei pentru beculețe, dar noi a fost foarte modest. Vreau să vă spun că toate figurinele pe care noi le-am pus în Parcul Copiilor au fost ideile domnului profesor Radu Chința și ale colegilor dumnealui de la Clubul Copiilor. Ei ne-au ajutat, ne-am consultat, au venit cu propunerea, noi am asigurat partea de materiale și dumnealor împreună cu parte din colegii noștri de la primărie au construit acele figurine și le-au pus în oraș și în Parcul Copiilor și cred că au fost niște figurine, chiar dacă ele au fost mai ieftin făcute și cumva într-un mod
să zic eu, clasic și cu fără să fie făcute într-o fabrică, făcute de către profesori și de angajații noștri, au avut o mai mare trecere, cred eu, la copii, și copiii au fost foarte bucuroși, nu știu, să se pojeze cu Moș Crăciun pe Sania, pe care am împrumutat-o de la un prieten din Jieț, cu trenulețul din Parcul Copilor și celelalte figurine care au fost în anii trecuți. Deci vreau să vă spun că am avut o colaborare foarte bună și mi-a plăcut tot timpul să lucrez cu domnul profesor Chința și cu colegii dumnealui, și bineînțeles, prin domnul profesor am implicat copiii din orașul Petrilan. Asta e un lucru foarte important, pentru că copiii, din punctul meu de vedere, sunt viitorul acestui oraș și ideile lor trebuie transpuse în practică. Chiar mi-aduc aminte că la un moment dat, când ne gândisem cum să urnăm parcul, domnul profesor zice, hai să facem o chestie, să dăm fiecare copil o foaie și să vină cu ideea lui, cu propunerea, un fel de concurs. Un fel de concurs de proiecte pentru copii, ca să își să spună fiecare cum vede el Parcul Copiilor sau diferite activități pe care noi le-am desfășurat în orașul Petrilan. Da. Alte lucrări de investiții și reparații a drumurilor de interes public al orașului Petrilan au fost drumul de centură și sensul giratorului și accesul către oraș. Sigur, s-a făcut un sens giratoriu destul de amplă, care a descongestionat mult traficul din acea zonă, din câte am dat seama. Da, această investiție este făcută de către Consiliul Județean. Noi am solicitat încă de la preluarea mandatului de primar, pentru că știți și dumneavoastră cum arăta intersecția de la intrare în orașul Petrila, în zona Dărănești, în zonă în care au fost foarte multe accidente. În acea zonă, în forma în care exista intersecția, se circula pe drumul național foarte, foarte tare și de multe ori petrilenii care ieșeau în această intersecție au fost accidentați și au fost foarte multe probleme. Am solicitat Consiliul Județean, aici trebuie să recunosc că noi avem și un consilier județean, o doamnă mai exact, în Consiliul Județean Hunedoara, pe doamna Doina Bălănesc, care a insistat și m-a sprijinit pentru acest sens giratoriu. Prin reprezentanta noastră a orașului Petrila în Consiliul Județean, am rugat-o încă de când a preluat mandatul de consilier județean să facă lobby și să insiste pe lângă președinte și pe lângă factorii de decizie din Consiliul Județean să finanțeze acest sens giratoriu. Până la urmă el s-a materializat, îl vedeți și dumneavoastră. Pentru partea cealaltă, pentru drumul care leagă sensul de intrarea noastră în oraș, am avut mai multe discuții în primii 2 ani cu Tiberiu Iacobriții. La început n-am reușit să obțin nimic în primii ani, în 2016 și 2017, deși au fost foarte multe reclamații pentru acel drum, pentru că el era tot timpul plin de gropi, îl mai peticea tibiliții din când în când, la o dată pe an sau o dată la 2 ani. La un moment dat, un grup de petrileni, supărați fiindcă nu se face nimic pentru acel drum, s-au dus într-o primăvară și au plantat flori. Au pus flori, pur și simplu, un glob, au luat ghivece de flori și le-au pus acolo. Și, bineînțeles, că Tibiriții s-a supărat foarte tare pe mine, m-a sunat, crezând că eu am fost inițiatorul acestei isprăvi, dar chiar n-am avut nimic și vreau să vă spun că acest lucru l-au făcut o parte din petrilenii care erau în PNL Petrila la un moment dat. Că după ce s-a întâmplat această ispravă, am încercat să aflu și eu cine sunt protagoniștii. Și am aflat și ei știu și la momentul ăsta. Ei au fost la un moment dat membrii PNL, credeau în PNL și ne-am spus, dar de ce nu v-ați dus la Tibiriții, care e așa, domnule, ne-am dus, dar nu ne-am băgat în seamă. Mă rog, lucrurile astea au fost, au trecut, eu am insistat și până la urmă am reușit să preiau de la administrația primăriei, de la administrația din Petroșani, să preiau acea
porțiune de drum, acel tronson de drum în administrarea primăriei orașului Petrila pe o perioadă de 15 ani, dar eu sper ca până la urmă să fie definitiv, pentru că este normal ca drumul de intrare în oraș să fie în administrarea acelui oraș, adică nu poți să te administreze Petroșani drumul pe care tu intri în oraș, pentru că nu avea niciodată niciun interes. În momentul în care a fost finalizat sensul giratoriu, am făcut toate demersurile, am achiziționat asfaltul de care era nevoie și am asfaltat porțiunea dintre sens și intrare în oraș. Acum vedeți cum arată. Mai mult decât atât, am cerut acordul primăriei Petroșani pentru partea, zona aceea de împădurită de la linia ferată și până în Dărănești. Am cerut acordul să defrișăm o bandă de aproximativ, cred că 3-4 metri, nu știu exact, pentru că la un moment dat vegetația venea până în stradă, oamenii nu se puteau asigura, mai mult decât atâta iarna, când ningea mult, copacii se aplecau până peste stradă sau chiar erau rupți și cădeau în stradă. Eu zic că acum drumul arată foarte bine, la fel acea bandă, noi tot timpul o tundem iarba și vegetația din acea zonă și eu zic că lucrurile sunt cu totul altfel față de cum erau înainte de 2016, când am preluat eu mandatul de primar. Domnule Hergiu, cu riscul de a nu repeta, pentru că ați mai pomenit de acest lucru și cu alte ocazii, care sunt proiectele prioritare pentru Petrila, pentru mandatul care urmează? În ceea ce privește educația, avem un proiect care se află în derulare privind dotarea școlilor cu laptopuri, tablete, table inteligente, mobilier, obiecte sportive și așa mai departe. Deci în urma consultării dintre administrația locală și profesorii de la școli s-a obținut o finanțare și școlile din orașul Petrila se vor dota. Mai mult decât atâta, și biblioteca orășenească Gheorghe Itu, care cred că în ultimii ani de 5 ori a fost declarată biblioteca numărul 1 din județ, se află în prim proces de modernizare. Se vor achiziționa cărți, mini-biblioteci pentru parcuri, biblioteca va deveni una inteligentă, adică fiecare cetățean care dorește poate să consulte online dacă este o carte, un titlu disponibil în bibliotecă și așa mai departe. Asta în ceea ce privește educația. În ceea ce privește activitatea economică, o să fie sprijiniți toți investitorii din oraș, nu o să avem partipriuri, să sprijinim doar prietenii, cum se mai întâmpla, și toți investitorii o să fie sprijiniți, o să aibă ușa deschisă, o să purtăm un dialog civilizat și să luăm măsurile legale cele mai bune pentru activitatea dânșilor. Trebuie să dezvoltăm turismul, pentru că eu consider că o parte bună din veniturile la buget ar fi aduse de această activitate dacă se va dezvolta. Mai sunt lucruri de făcut în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții, mă refer la faptul că sunt zone în care gazul metan încă nu a ajuns, dar noi avem deja proiectele, pe unele străzi deja se lucrează, altele, la alte străzi lucrările vor începe în viitorul apropiat. Deci noi o să avem tot timpul proiecte, tot timpul o să fim preocupați pentru atragerea banilor atât de la Uniunea Europeană, cât și banii de prin diverse programe naționale. Și după cum îl cunosc eu pe domnul primar, o să cheltuim acești bani cu chibzuință. O să facem lucrări de calitate, pentru că au mai fost aduși bani în orașul Petrila și, din păcate, lucrările nu sunt cum ar trebui să fie și mă refer aici în special la drumul Republicii. Eu cred că noi nu o să mai prindem niciodată fonduri așa de mari cât am obținut pentru drumul Republicii. De fapt, proiectul se numea Ranforsare drumul Republicii, Strada Republicii. Și, din păcate, dacă mergeți acum, o să vedeți că
deja au apărut și nu de acum, chiar de un an, doi, fisuri, gropi și așa mai departe, ori o lucrare bine făcută nu trebuia să arate așa. Bun, o să mai avem 5 minute de emisie, o să trec în revistă urgent proiectele finanțate din fonduri europene prin programul operațional regional POR 2014-2020, contracte semnate în acest mandat al domnului Jurca pentru lucrări de intervenție în scopul creșterii eficienței energetice clădiri rezidențiale. Eficientizarea termică a clădirilor rezidențiale oraș Petrila, la etapele 1-8, după cum urmează proiectul finalizate, etapa a 3-a, strada Omartie, blocul 14, etapa a 6-a, strada Omartie, blocul 3, etapa a 5-a, strada Omartie, blocul 7, etapa a 4-a, strada Minei, blocul 30, etapa a 1-a, strada Mihai Eminescu, blocul A. Și proiecte pentru care au fost semnate contractele de finanțare și se află în derulare, scuzați, etapa 1, strada Muncii, blocul 1 și blocul 3, etapa 2, strada Omartie, blocul 28, blocul 37, strada Republicii, blocul 61, etapa 4, strada Minei, blocul 22A, blocul 28, etapa 7, strada Omartie, blocul 52 și etapa 8, strada Omartie, blocul 11 și blocul 43. Deci ați semnat multe proiecte și aveți un adevărat șantier în oraș. Da, și astea sunt doar o parte din proiecte, ceea ce ați citit dumneavoastră. Sunt și alte proiecte care sunt semnate, contractate, dar sunt în alte etape, adică sunt în partea de proiectare, la momentul ăsta se lucrează la proiectare și urmează să intre în partea de implementare. Eu cred că dacă s-ar face o analiză vis-a-vis de fondurile europene atrase în Valea Jiului de către administrațiile publice locale, eu cred că primăria Petrila, condusă de mine în ultimii 4 ani de zile, este de departe pe primul loc. Vreau să vă spun că numai pe axa 13, cred că avem peste 13 milioane sau chiar 14 milioane de euro. Lăsând la o parte ce ați citit dumneavoastră. Deci, eu zic că în acești 4 ani, nu în 22 de ani, ca alții, am făcut foarte multe proiecte, am adus foarte multe investiții în oraș Petrila și dacă petrilenii vor acorda votul în 27 septembrie, voi continua și eu zic că în următorul mandat avem posibilitatea să aducem mult mai multe investiții, pentru că vor fi mai multe fonduri de investiții la dispoziția primăriilor și nu numai, și a investitorilor privați din orașul Petrila, pentru că tot în acest mandat, împreună cu ceilalți colegi primari din Valea Jiului, noi am reușit să atragem atenția Comisiei Europene. La un moment dat chiar au venit reprezentanții Comisiei Europene de pe platforma zonelor carbonifere din Europa în Valea Jiului, au fost chiar și la Petrila. Deci vă spuneam că noi am reușit să îi convingem că Valea Jiului, și aici vorbesc nu doar de orașul Petrila, de Valea Jiului, Valea Jiului are nevoie de investiții venite de la Bruxelles pentru a putea trece de la această zonă monoindustrială la o zonă care să poată să se dezvolte în continuare și pentru ca oamenii din Valea Jiului să nu mai fie nevoie să plece în alte zone ca să muncească. Mulțumesc. Mai avem un minut. Vă rog, domnule Chința, o frază de încheiere, 15 secunde. Cum a spus și mai înainte, speranță și sănătate către toți petrilenii, către toată lumea care urmărește această emisiune și să trecem cu bine peste... Mulțumesc. Domnule Hergiu, vă rog. Să continuăm campania electorală în aceste zile. O să ne întâlnim cu cetățenii orașului Petrila. Programul nostru este dinamic. Toate ideile o să le luăm în considerare. Micile probleme punctuale le rezolvăm și eu sper ca împreună, după votul din 27 septembrie, să facem echipă și să mergem mai departe cu proiecte bune pentru populația. Mulțumesc, orașului. Domnule Jurca, o frază de încheiere. Mai avem o emisiune săptămâna viitoare
de final, dar pentru emisiunea din această seară o frază de încheiere, vă rog. Da, consider că Petrila este pe drumul cel bun și îi rog pe petrileni să fie alături de noi pentru a putea continua împreună. Mulțumesc, domnilor, doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de la această oră. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.